Vă invităm să urmăriți în continuare capitolul Originea cultului Maicii Domnului și a Sfinților din cartea Creștinismul și Scripturile cu subtitlul Biblia sau Datinile Strămoșești, autor Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1 253 859 9675 Adresându-se evreilor, Sfântul Apostol Pavel scoate în evidență pleiada de sfinți ai vechiului legământ, care și-au păstrat vrednicia trecând prin mari suferințe, izgoniți de oameni și uciși, și care cu toate acestea nu au avut parte de harul și binecuvântarea evreilor din vremea sa, care au avut privilegiul să-l vadă pe Dumnezeu locuind între oameni în Isus Hristos, Domnul nostru. Toți acești sfinți formează norul de martori de care suntem înconjurați, la care Pavel Apostolul face precizarea că este absolut necesar, să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, adică la Domnul nostru Isus Hristos. Aceste evidențe ale vredniciei lor și în continuare a celor care și-au sacrificat viața pentru Evanghelia Mântuirii, vestită de Domnul nostru Isus Hristos, au atras admirația urmașilor lor credincioși. Care, cu timpul, sub influența păgânilor în mijlocul cărora au trăit, sau care s-au creștinat, dar nu s-au lepădat întru totul de încredințările lor moștenite, le-au atribuit competențe funcționale și teritoriale pe care Dumnezeu nu le-a dat. Aceasta a făcut ca între creștini să ia ființă două curente contrare. Unii care și-au propus a urma pilda de credință a acestor sfinți, considerându-le modele de urmat, având încredințarea că vrednicia și sacrificiul lor face obiectul răsplătirii dumnezeiești. Și al doilea curent, care are o mare arie de răspândire și care le-au atribuit sfinților puteri personale, în a-i ocrotii pe credincioșii care se închină sau care le închină un cult, icoanele sau osemintele lor având atribute și puteri personale, creștinii putând avea preferință pentru unul sau altul dintre sfinți, care la rândul lor pot avea puteri mai mari sau mai mici, în raport cu alți sfinți, în a ajuta pe cei cei venerează și fiind răsplătiți pentru aceasta. Capitolul de față este un extras al cărții nepublicate, Creștinismul și Scripturile, și care și-a propus elucidarea problemei pe baze biblice. Precizează autorul Aurelian Ștefan Chibici. Cultul Maicii Domnului și al Sfinților Oare nu este el fiul Templarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Simon, Iosif și Iuda nu sunt frații lui și surorile lui nu sunt toate printre noi? Spune Evanghelistul Matei în capitolul 13, versetele 55 și 56. O problemă care a dat multă bătaie de cap credincioșilor și teologilor, începând cu secolul al IV-lea și în continuare, a fost problema purității și a divinizării Maicii Domnului, pentru că în planul de mântuire al omenirii Dumnezeu s-a folosit de o fecioară din seminția lui Iuda, prin care s-a născut Hristos, Mântuitorul lumii. Astfel s-a pus problema: pe cine l-a născut Maria? Pe Isus Dumnezeul sau pe Isus fiul omului? Aceste întrebări s-au conturat în perioada luptelor cristologice în care s-a pus problema: Dumnezeu Fiul, odată întrupat, ce și cât a păstrat din firea dumnezeiască și ce și cât a preluat din firea omenească. Teoriile propuse au încurcat și mai mult lucrurile. Dar cu această ocazie s-a pus și problema: Pe cine l-a născut Maria, pe Dumnezeu Fiul sau pe Isus Fiul Omului? Și dacă l-a născut pe Dumnezeu fiul, înseamnă că îi se cuvine închinare, ea făcând parte din divinitate. Dar, dacă l-a născut pe Isus fiul omului, care trebuie să fie poziția credincioșilor față de persoana Mariei? În susținerea teoriei divinizării Maicii Domnului, este folosită mult Sfânta Evanghelie după Luca, în care scrie că, în luna a șasea, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis, Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Luca, din capitolul 1, versetele 26 la 28. Cei care au luptat pentru divinizarea Mariei au raționat. Dacă îngerul i-a spus plecăciune înseamnă că Maria a ieșit din sfera oamenilor de rând, făpturi ale lui Dumnezeu, și a intrat în sfera divinităților care trebuiesc venerate și deci i se cuvine închinare. Dar lucrurile nu stau așa. Dumnezeu a instituit proprietatea și o respectă, iar îngerul a fost un trimis, un slujitor al Domnului trimis să ducă o veste, o înștiințare, și nu putea să dea buzna în casă fără nicio introducere. Îngerul îi aduce la cunoștință că i s-a făcut mare har prin alegerea ei pentru a-l naște pe Iisus omul. Îi asigură ocrotirea lui Dumnezeu și o ridică deasupra celorlalte femei, ea fiind printre cele binecuvântate, la care Maria, în cântarea ei, zice, Toate neamurile îmi vor zice fericită epitete care nu ridică la nivelul dumnezeirii și care nu o scot din rândurile făpturilor omenești. Totodată trebuie să cunoaștem că în Orient formulele de salut în raport cu stilul nostru european sunt cu totul diferite. A spune unui om plecăciuneție, este la modă. Ca dovadă voi lua un exemplu din faptele apostolilor. Atunci când la Ierusalim s-au încheiat lucrările care aveau ca subiect principal condițiile ce trebuie impuse neamurilor la convertire, a fost emisă și prima circulară către biserici. Circulara a fost emisă cu formula de introducere specifică timpului. Apostolii, prezbiterii și frații către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 23 și capitolul 23, versetul 26. Deci aceasta a fost o formulă folosită curent la timpul respectiv, pe care și îngerul a folosit-o. Iar cuvântul plecăciune, prin care îngerul și-a făcut intrarea în casa Măriei, pentru o parte a creștinătății de după anul 400, a fost punctul de plecare în venerarea Mariei. Maria a fost o făptură căreia Dumnezeu i-a făcut un mare har, ceea ce se traduce printr-un dar nemeritat. Sfântul Apostol Pavel, adresându-se celor din Roma, condamnă practica timpului de a fi divinizată o făptură omenească prin cuvintele căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Romanii, capitolul 1, versetul 25. Bine va spune cineva, dar Mariei un înger, făptură cerească, îi aduce plecăciune, cu cât mai mult noi ființe pământene supuse greșelilor. De aceea se cuvine o precizare. Biblia oprește chiar și închinarea la îngeri. De aceea apostolul Pavel zice, nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie de șartă prin gândirea firii lui pământești. Coloseni, capitolul 2, versetul 18. Deci îngerii, ca slujitori ai lui Dumnezeu, au privilegiul de a vedea fața lui Dumnezeu și a primi porunci de dus la îndeplinire direct de la Dumnezeu. Dar, în raport cu slujitorii lui Dumnezeu de pe pământ, ei sunt pe picior de egalitate, de aceea, când Ioan vrea să aducă închinare îngerului, care i-a dezvăluit tainele lucrării de mântuire și a biruinței în final a binelui asupra răului, este refuzat. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea, și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine, cu frații tăi, prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta: Închină-te lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 22, versetele 8 și 9. Din versetele de mai sus, vedem că cei care se închină la îngeri, care și ei sunt făpturi ale lui Dumnezeu și slujitori direcți ai lui Dumnezeu, ca și oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu. Sunt caracterizați ca unii care își fac voia lor printr-o smerenie care nu este poruncită de Dumnezeu, amestecându-se în lucruri pe care nu le-au văzut și umflați de o mândrie de șartă, prin gândirea firii pământești. Totuși, fiindcă neoprotestanților li se aduce învinuirea gratuită că o bat pe aceea care a fost Maica pământeană a Domnului nostru Isus Hristos, învinuire lipsită de suport, având scopul de a arunca hula asupra lor și a-i îngrozi pe necunoscătorii scripturilor de pericolul sectant, să vedem totuși care a fost poziția Domnului Iisus față de aceea care a fost mamă umană. La vârsta de 12 ani, Domnul Iisus a fost dus la templul din Ierusalim pentru a fi examinat conform legii iudaice. La întoarcere, părinții constată că Isus, copilul, nu este cu ei și nici cu rudele lor. Se întorc la Ierusalim și îl găsesc în discuție cu învățătorii, ascultându-i și punându-le întrebări. La mustrarea părinților, răspunsul este cunoscut. El le-a zis, De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Luca, din capitolul 2, versetul 49. Al doilea episod îl găsim la nunta din Cana Galilei. La nunta a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, Nu mai iau vin. Isus i-a răspuns, Femeie, ce am a face sau a împărți eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, Să faceți orice vă va zice. Ioan capitolul 2, versetele 2 la 5 Acest cuvânt are valoare universală. De aici înainte, Maria, mama umană a Domnului Isus, nu mai poate influența în niciun fel. Domnul Isus, cu acest început al semnelor, intră din plin în lucrarea sa. Rudele lui Isus, nu frații lui, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el cu violență, căci ziceau: și-a ieșit din minți. Marcu, capitolul 3, versetul 21. Iar Ioan zice că nici frații lui nu credeau în el. Ioan capitolul 7, versetul 5 Lucrurile se precipită, de aceea mama și frații lui vor să-l aducă în sânul familiei, să aibă un dialog cu el și iată ce zice evanghelistul. Pe când vorbea Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Matei, capitolul 12, versetele 46 la 50. În susținerea purității permanente a Maicii Domnului se susține că frații Domnului din Evanghelie au fost de fapt verii lui. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei ce-l auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul Templarului? Nu este Maria mama lui, și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Matei, capitolul 13, de la versetul 53 la 55. În susținerea fecioriei permanente a Mariei în Noul Testament editat de Biserica Ortodoxă Română, s-a procedat la o mică modificare și anume, acolo unde scrie că Maria l-a născut pe fiul ei cel întâi născut, s-a transpus prin fiul ei unul născut. Pentru edificare luăm traducerea Cornilescu în care scrie că Maria l-a născut pe fiul ei întâiul născut. Traducerea King James Version și traducerea catolică The New American Bible o traduc din limba greacă prin fraza and she gave birth to her firstborn son. În traducerea catolică, she and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. She and she brought forth her firstborn son. Ceea ce se traduce prin întâiul născut și nu unul născut. Și cu toate că catolicii atât de credincioși Maicii Domnului nu și-au permis a modifica Biblia în susținerea dogmelor promulgate de sinoade, în raport cu Maica Domnului, Imaculata Concepțiune și ridicarea ei cu trupul la cer, românii și-au permis să facă aceste modificări în Biblie. La o citire mai atentă a Evangheliei după Marcu, vedem atitudinea diferită față de Domnul Isus, a rudelor și a fraților săi. Rudele lui ziceau că și-a ieșit din minți și au încercat să pună mâna pe el, adică să-l oprească din lucrare cu forța. Marcu din capitolul 3, versetul 11. În schimb, mama și frații lui mai concilianți încearcă un dialog pașnic cu Domnul Isus. Marcu 3 cu 31, ceea ce face o distinție între rudele Domnului și frații săi. Și acum o problemă de logică dacă cineva se interesează de o persoană dintr-o localitate oarecare, întotdeauna cel întrebat îl va identifica prin rudele lui de gradul întâi, părinți, frați și surori. Întâmplător îl va identifica printr-un verișor și aceasta numai dacă acel verișor a ajuns celebru. Deci, dacă este scris că Domnul Isus a avut patru frați și mai mult de o soră, nu avem voie să răstălmăcim cuvântul lui Dumnezeu. O femeie din popor, auzind cuvintele și văzând minunile Domnului, exclamă, Ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai supt. Și el a răspuns, Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Luca, din capitolul 11, versetele 27 și 28. Putea să spună, Într-adevăr, mama mea vă va ajuta dacă veniți la ea cu rugăciune. Dar n-a spus-o, fiindcă în planul de mântuire a lui Dumnezeu nu este inclus așa ceva. Ultima întrevedere între Domnul Isus și Maica sa a fost la cruce. Când a văzut Isus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Ioan, capitolul 19 versetele 26 și 27. De ce a încredințat-o Domnul Iisus pe mama sa lui Ioan? Răstignirea Domnului a fost precipitată, frații lui erau în Galileea, departe de Ierusalim, iar Maria avea nevoie pentru moment de un sprijin moral și Ioan, care se pare că era ruda Domnului, era cel mai la îndemână. De aici înainte, după învierea sa, Noul Testament nu dovedește că i s-a arătat vreodată Mariei, dacă citim Noul Testament, vedem că Marcu o amintește odată fără să-i menționeze numele. Matei și Luca de patru ori, în Evanghelia după Ioan de trei ori, dar fără nume, în faptele apostolilor apare numai odată, dar fără nume, iar în epistole nu este amintită absolut deloc. Față de cele de mai sus, vedem că în viacul apostolic, Maica Domnului nu avea un loc deosebit între ucenici, ci o vedem stăruind după Duhul Sfânt împreună cu toți apostolii și cu fiii ei care între timp au înțeles că Isus este Hristosul. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14. În continuare, vom vedea cum a fost introdus între creștini cultul Maicii Domnului. Cultul Maicii Domnului își are originea în cultul zeițelor mame, Isis, Iștar și altele venerate în deosebi de femei. Pe vremea prorocului Ieremia, evreii au adoptat cultul împărătesei cerului. Copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului, spune prorocul Ieremia în capitolul 7, versetul 18. Prin prorocul Ieremia, Dumnezeu îi mustră pentru aceasta. Unii dintre ei renunță pentru un moment la venerarea împărătesei cerului, dar să vedem la ce concluzie au ajuns. Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră și anume să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jerfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpeteniile noastre, în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jerfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și de foamete. Ieremia, capitolul 44, versetele 17 și 18 din răspunsul evreilor la interdicția impusă de Dumnezeu prin Ieremia, vedem că diavolul, pentru a menține în popor această credință falsă, făcea să le meargă bine celor ce o venerau pe împărăteasa cerului, iar când au renunțat de la acest cult, au constatat că aveau parte numai de necazuri. Târât în Egipt, tradiția ebraică susține că Ieremia a fost ucis cu pietre pentru că i-a mustrat pe cei ce se închinau împărătesei cerului. Daniel Brânzei. Așa încât credința într-o zeitate feminină își are rădăcinile în adâncurile istoriei păgânismului antic, iar cei care au venit dintre păgâni la creștinism nu se puteau debarasa de această formație divină în care se existe și o femeie. Unul dintre argumentele prin care se susțină venerarea Maicii Domnului este și presupusa ei feciorie permanentă, socotind că aceasta i-ar da un plus de sfințenie. Totuși, citind Biblia, putem cunoaște că celibatul nu are un loc important în Biblie. Din potrivă, atunci când Rebecca i-a fost dată lui Isaac, familia ei a binecuvântat-o cu următoarele cuvinte. O, sora noastră, să ajungi mamă a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor săi. Geneza, capitolul 24, versetul 60. În Israel, o femeie care nu avea copii nu era socotită binecuvântată de Dumnezeu. De aceea, în familia lui Iacov, sterilitatea Rahelei era un permanent motiv de tensiune. Același lucru s-a petrecut și în familia lui Elcana, în care Penina, când avea ocazia, o înțepa pe Ana, ca somânie, fiindcă Domnul o făcuse stearpă. 1 Samuel, capitolul 1, versetele 2 și 6 după ce Dumnezeu a ascultat ruga Anei și ea și-a ținut juruința, Dumnezeu a răsplătit-o. Când a cercetat Dumnezeu pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut trei fii și două fice. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 27. Așa că dacă Maria nu mai năștea și alți copii, nu era socotită binecuvântată între femeile din timpul respectiv. Matei e foarte explicit în acest domeniu când zice dar Iosif n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Matei, capitolul 1, versetul 25. Din aceasta, conform traducerii Cornilescu, putem cunoaște că după nașterea lui Isus, viața conjugală a lui Iosif și a Mariei a decurs normal. Totuși, în secolul al XX-lea, pentru a contracara neoprotestantismul, în bibliile sinodale din România, pentru a încurca lucrurile, versetul de mai sus a fost modificat în următoarea formulă. Și astfel, Maria a născut, fără să fi cunoscut bărbat, care de fapt este o concluzie a capitolului, dar care închide orice privire spre viitorul căsniciei Mariei, în felul în care a descris-o Evanghelistul Matei. Pentru a vedea falsul operat de Biserica Ortodoxă Română în Biblie, folosesc două traduceri și anume. Traducerea catolică a Bibliei, The New American Bible, care zice He had no relations with her until she born a son, and he named him Jesus. Iar traducerea King James Version zice And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Adică n-a cunoscut-o până ce ea a născut. Și acum o remarcă cu toate că biserica catolică o pune pe Maica Domnului, pe cea mai înaltă treaptă ca mijlocitoarea cea mai eficientă, nu și-a permis să face modificarea pe care a făcut-o biserica ortodoxă română, ci a păstrat cuvântul din original care zice, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut. De asemenea și versiunea King James Version, precum și traducerea română Cornilescu. Sfântul Apostol Pavel se confruntă cu oameni care încep a susține că singura cale spre mântuire este fecioria, lucru pe care el îl combate cu toată puterea când zice Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. 2 Timotei, capitolul 4, versetele de la 1 la 3 Față de cele de mai sus, celibatul preoților catolici nu are justificare biblică, ci din potrivă este împotriva spiritului Bibliei, la fel și monahismul. Cultul Maicii Domnului a fost stabilit oficial la sinodul al treilea ecumenic, ținut la Efes în anul 431. Acest sinod a fost convocat de împăratul Teodosie al II-lea, 408-450, care și-a propus să clarifice disputa dintre Nestorie, 451, episcop al Constantinopolului și Ciril, episcop al Alexandriei, 412-444, care aveau păreri opuse. Nestorie susținea că în cuvântul întrupat existau două persoane distincte, o fire cerească și una pământească. În consecință, Maria nu poate fi numită născătoare de Dumnezeu și nu poate fi divinizată. Ciril, la rândul său, definește doctrina despre cele două firi ale lui Isus unite în una singură, numind-o pe Maria născătoare de Dumnezeu. Lucrările sinodului au fost grăbite în așa fel încât adepții lui Nestorie să nu poată ajunge la timp la dezbateri, iar cei care au sosit au fost molestați. Astfel, hotărârile sinodului au fost luate în grabă, fără prezența părții opuse, soldate cu bătăi violente între partizanii și adversarii Mariei. Situația puținilor adversari ai apoteozării Mariei nefiind de invidiat. Dezbaterile sinodului s-au ținut în templul Dianei Artemizei, iar adepții cultului Marian au ieșit demonstrând pe străzi și proclamând Victoria Mariei. De aici înainte, femeile au o protectoare și o confidentă, iar urmașii argintarului Dimitrie nu vor mai șoma. Chipuri ale Maicii Domnului se vor vinde tot atât de bine ca și chipul căzut din cer al Dianei, Artemizei din Efes. Adepții lui Nestorie reclamă afrontul suferit împăratului, care e și el nemulțumit de felul cum au decurs lucrările. Pentru aceasta a mai fost convocat un sinod în anul 449, care a decurs tot în aceeași manieră, cunoscut sub denumirea de Sinodul Tâlhăresc sau Brigandajul din Efes. Și acum o mică explicație. Pe cine l-a născut Maria, pe Isus Dumnezeu sau pe Isus omul? Citind scriptura, noi cunoaștem că Domnul Isus s-a lepădat de sine și a lepădat slava cerească, luând chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. I-a fost foame, i-a fost sete, a plâns, având toate atributele unui om. Singura deosebire în raport cu ceilalți oameni este că el a venit în puterea unui proroc. De aceea, pentru a-și relua locul în cer în cadrul treimii dumnezeiești, înainte de patimile sale, în ruga sa către tatăl, spune Și acum, tată, proslăvește-mă la tine însuți, cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Ioan, capitolul 17, versetul 5. Urmează patimile, învierea și înălțarea sa la cer. De aici înainte, el devine din nou Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ioan îl revede în insula Patmos. În slava sa cerească, dar de data aceasta nu-și mai poate pleca capul pe pieptul său, ci cade la picioarele sale ca mort. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 17. De ce aceasta? Pentru că Isus nu mai este Isus omul, nu mai era acela cu sufletul cuprins de o întristare de moarte din noaptea cinei celei de taină, sau cel din grădina Ghețimani. Din aceasta putând înțelege că Maria l-a născut pe fiul omului, venit în fire umană, și care, după îndeplinirea misiunii sale, a devenit din nou ceea ce a fost înainte de a fi lumea, după înălțarea sa la cer. După aceste sinoade, adepții lui Nestorie au avut succes în Orientul apropiat, dar răspândirea islamismului și masacrul săvârșit de Tamerlan a pus capăt lucrării. De aici înainte, cultul Maicii Domnului ia un drum fără întoarcere, alimentat continuu cu povestiri de factură pioasă, având un scop bine definit. Ridicarea ei cu orice preț la nivelul dumnezeirii și scoaterea ei din categoria făpturilor lui Dumnezeu, citronând alături de Sfânta Treime. Dacă în popor cultul Mariei a prins repede teren, în cercurile culte ale creștinismului discuțiile au continuat. Până în secolul al IV-lea lipsește o literatură proprie legată de viața personală a Maicii Domnului. Dar pentru a menține cultul Maicii Domnului în Biserica numită creștină, s-a recurs la apocrife puse pe seama unor personalități cunoscute pentru a le da autoritate, scrieri lipsite de bază istorică și în contradicție cu Biblia. Și fiindcă Biblia oprește venerarea unei făpturi oricât de sfântă ar fi, Romani, capitolul 1, versetul 25, a fost pusă în circulație apocrifa Protoevangelia lui Iacov, cu scopul de a o scoate pe Maria din sfera muritorilor de rând și care ne relatează că părinții Mariei se numeau Ioachim și Ana. Sterilă fiind, la bătrânețe primește și ea buna vestire a nașterii Mariei, tot de la Duhul Sfânt care de la vârsta de trei ani până la 12 ani a stat în templu și a fost hrănită de o turturea, nu știm din ce motive, iar atunci când a venit vremea căsătoriei, i s-a căutat un proteguitor bătrân pentru a nu profana templul lui Dumnezeu. Alegerea a căzut pe Iosif, după care a urmat buna vestire. Când s-a descoperit că Maria este însărcinată, a fost adusă înaintea tribunalului preoților, însă a fost achitată după proba apei și a focului, fără să cunoaștem în ce consta procedeul. Și tot în sprijinul venerării Mariei a apărut învățătura celor 12 apostoli sau petrecerea Maicii Domnului, atribuită episcopului Meliton din Sardes, care susține că apostolii adunați în valea lui Iosafat au avut prilejul să asiste la înălțarea ei la cer, Zenon Kosidovski. Biserica Catolică pune mare accent pe spusele vizionarei Caterina Emeric, 1774-1825, care susține că a reconstituit întreaga viață a Mariei și a indicat locul unde ea și-a petrecut ultimii ani la Efes. Urmarea spuselor ei, un grup de preoți s-au deplasat la fața locului și, după multe căutări, au găsit niște ruine care ar fi corespuns spuselor vizionarei. Au reclădit-o, iar alături au clădit un hotel, Zenon Kosidovski. În legătură cu moartea Maicii Domnului există două versiuni. Una din aceste versiuni susține că Maica Domnului a murit la Ierusalim în anul 52 și a fost înmormântată lângă Ghețimani. La înmormântare participă toți apostolii, dar a lipsit tot scepticul Toma. Când el a venit, dornic să mai vadă, au dezgropat-o. Dar, în locul trupului ei, au găsit un trandafir cu rouă pe el, ca și cum ar fi fost proaspăt cules. De aici, la catolici, semnul Mariei este trandafirul. Din ciclul apocrif, transitus Marie. Și, cu toate că Noul Testament nu vorbește despre o ridicare a trupului ei la cer, asemenea Domnului Isus Hristos, după multe tergiversări, Biserica Catolică, de-abia în anul 1950, a promulgat și această dogmă. Cei care cunosc Sfânta Scriptură și obiceiurile evreiești pot fi siguri că nimeni dintre evrei nu se joacă de-a dezgropatul morților la dorință, pentru că aceasta atrage după sine o necurăție care ține șapte zile. Dar cei care au instituit cultul Maicii Domnului, continuare a cultului păgân al împărătesei cerului, nu se împăcau cu gândul că aceea care l-a născut pe Mesia să-și termine viața pământeană ca orice om de rând. A doua versiune susține că Maria a fost luată de Ioan la Efes și a murit acolo la vârsta de 84 de ani, Zenon Kosidovski. Care este adevărul? Noi știm că Pavel a stat în Efes trei ani, dar nu pomenește nicăieri că ar fi văzut-o pe acolo. Nu putem crede că a ignorat-o, este posibil ca ea să fi decedat între timp înainte de a veni Pavel în Efes. Este posibil să-o fi luat fii sau fiicele ei în Nazaret, unde avea mai mult de o fică și probabil doi fi, pe Iosif și Simon, pentru că Iacov și Iuda, fiii ei au plecat în propovăduire. Adevărul este că dacă ea ar fi fost acolo, Pavel ar fi folosit prilejul de a mai afla amănunte despre viața Domnului, pe care nu l-a cunoscut personal. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului a început să fie sărbată de către Biserica Răsăriteană după sinodul din 431 la 15 august, iar apusul i-a instituit ziua adormirii cu 200 de ani mai târziu. Dar interesant este că pe această dată se sărba ziua Dianei din Efes, iar dacii sărbau și ei adormirea unei fecioare, o zeiță de-a lor, fără legătură cu Maica Domnului. Mare încurcătura aici, bineînțeles. Dar, adormirea fecioarei să fie, nu are importanță care dintre ele. Foarte mulți profitori s-au folosit de credulitatea și naivitatea oamenilor simpli, lipsiți de o cunoaștere elementară a cuvântului lui Dumnezeu, făcându-i să creadă lucruri deșarte. Astfel, la Loreto, în Franța, credincioșii venerează o căsuță mică construită primitiv, despre care se susține că în ea a locuit Maica Domnului și că îngerii au adus-o acolo direct din Nazaret, în anul 1295. În ce scop și de ce tocmai acolo? Bineînțeles că fiind loc de pelerinaj, cineva are profituri. În lista de relicve oferite de Boleslav Gură, Strâmbă și soția sa Salomea, unei biserici din Polonia, și care au fost cam multe, Există și laptele Maicii Domnului, pe lângă scutecele Domnului. Zenon Kosidovski Cultul Maicii Domnului s-a păstrat cu preponderență în mănăstiri, inoculând în popor încredințarea că cea mai eficientă mijlocitoare pe lângă Domnul Isus este doar Maica Domnului. Domnul Iisus ne învață în rugăciunea Tatăl nostru să dorim ca, precum e în cer, să fie și pe pământ. Oamenii și-au zis că așa cum e pe pământ, e și în cer. Și dacă pe pământ o mămică poate interveni la fiul ei pus în mărire în favoarea unor solicitanți, bineînțeles, în schimbul unor daruri, apoi așa este și în cer. Când la începutul secolului al XII-lea s-a introdus în mănăstirile din Normandia și Bretania sărbătoarea Imaculatei Concepțiunea Mariei, s-a ridicat împotrivă unul dintre cei mai influenți oameni ai Bisericii Catolice și întemeietor al nenumăratelor mănăstiri cisterciene din Franța, Bernard de Clairvaux, motivându-și atitudinea prin faptul că se află în contradicție cu învățătura lui Augustin despre păcatul originar. Disputele religioase s-au purtat și între ordinele dominicanilor și a franciscanilor în care scop a fost convocat conciliul de la Bale, Bazel, în Elveția, care, într-o atmosferă încărcată, timp de doi ani, între 1437-1439, a căutat soluționarea problemei, ca până la urmă să fie soluționată în ideea că credința în imaculata concepțiune a Maicii Domnului este în concordanță cu credința catolică și cu simțământul cucernic creștin, fără a preciza dacă este în concordanță cu Biblia, credința catolică și simțământul cu cernii creștin fiind o bază solidă. Dar această rezoluție este contestată de Universitatea din Paris, considerată pe atunci drept cea mai mare autoritate în teologia catolică. Poate de aceea au trebuit să mai treacă încă 37 de ani până în anul 1476, când Papa Sixtus al IV-lea s-a hotărât să confirme oficial sărbătorirea Imaculatei Concepțiuni. Dar de-abia în anul 1854, Papa Pius al IX-lea, printr-o bulă specială, Inefabilus Deus, a proclamat Imaculata Concepțiune a Mariei drept articol obligatoriu de credință, Zenon Kosidovski. De aici înainte, cultul Maicii Domnului, mai ales în lumea catolică, urmată îndeaproape de cea ortodoxă, ia un avânt deosebit. Papa Pius al V-lea instituie un jubileu solemn al rugăciunii publice pentru a conjura o crotirea divină asupra flotei care urma să înfrunte flota sultanului aflând vestea despre biruința de la Lepanto, instituie imediat sărbătoarea Maicii Domnului a biruințelor, celebrată mai târziu prin hotărârea Papei Grigore al XIII-lea, sub numele de Sărbătoarea Rozariilor, în prima duminică al lunii octombrie, iar bisericile catolice au câte un altar al rozariilor închinat Maicii Domnului. Pietatea populară o aureolează cu diverse legende unele mai fanteziste decât altele. La Neapole, aproape fiecare stradă are o madonă și nu odată tinerii se încaieră între ei, pe motiv că madona, statuia ei, de pe strada sa, a făcut mai multe minuni decât cea de pe strada alăturată. Maria este socotită apărătoarea cetăților de epidemii. Aceasta poate fi văzută din iconografia secolelor 15-16. Epidemia este reprezentată prin săgeți, pictată pentru prima dată pe un panou al altarului carmeliților de sculți, în 1424, din Göttinger. Hristos aruncă asupra oamenilor o ploaie de săgeți. 18 persoane sunt străpunse, Alte persoane, însă mai numeroase, sunt ocrotite de mantia largă a Sfintei Maria. Dar tema maicii Domnului, ocrotitoarea, este reluată deseori și mai ales în cazul unor mari primejdii când e nevoie de ocrotire. În al său, Mortilogus C. Reiter 1508 o imploră în următorii termeni. Deschide celor oropsiți limanul tău, o maică! Sub tale ne ascundem fără grijă la adăpost de marea ciumă și de săgețile ei înveninate, pe care chipurile cică le aruncă Domnul Isus. El, care de fapt și de drept stă la dreapta Tatălui ca să mijlocească pururea pentru credincioși, nota autorului. Fecioara cu mantia ei ocrotitoare a figurat începând din secolul al XIV-lea în picturile italiene, franceze și germane, apărând oamenii și tronând în slavă între sfinți și ei apărători de ciumă și primind de la ei mijlocire. Axel Munte, în lucrarea Cartea de la San Michele, în paginile 144-145, redă atmosfera creată de o epidemie de holeră la Neapole, din care se poate cunoaște mentalitatea credincioșilor în ce privește rolul Maicii Domnului în cer ca divinitate absolută. Astfel, Întotdeauna găsea acolo, la o farmacie în timpul epidemiei, câțiva preoți, călugări ori frați instalați pe scaune în fața teșghelei, discutând cu însuflețire evenimentele zilei, ultimele minuni săvârșite de cutare ori cutare sfânt și eficacitatea diferitelor madone. La Madonna del Carmine, la Madonna de la Iuto, la Madonna de la Buona Morte, la Madonna de la Colera, la Dolorata, la Madonna Egiziaca. Foarte rar auzeam menționat numele lui Dumnezeu, iar numele Fiului Său, Iisus Hristos, niciodată. Am îndrăsnit odată să-mi exprim mirarea față de un frate bătrân și gerbelit, cu care lega se să prietenie în privința acestei excluderi a lui Hristos din discuțiile lor. Bătrânul frate nu și ascunse părerea personală că Hristos nu-și datora faima decât faptului că fusese fiul Madonei. După câte știa el, Hristos nu tămăduise pe nimeni de holera. Prea sfințita lui maică își secase ochii de lacrim pentru dânsul. Și cu ce o răsplătise el în schimb? Femeie îi spusese, ce am eu de împărțit cu tine? Din pricina aceasta a sfârșit-o rău. A fost răstignit, spunea bătrânul frate, nota autorului. Și acum o mică paranteză. Domnul Isus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Evrei, capitolul 4, versetul 15. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip de săvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei, evrei 7, 24 și 25. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, 1 Timotei 2 cu 5. În pilda smochinului neroditor, învățătura despre mijlocirea Domnului Isus la stăpânul viei este foarte clar redată. După trei ani de la plantare, smochinul nu reușește să dea rod. Stăpânul viei decretează tăierea smochinului, dar vierul vine cu o propunere, mijlocire, și anume, mai lasă și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur, îi voi pune gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă dar dacă nu, atunci îl vei tăia. Luca 13, 6 la 9 Această pildă închide orice încredințare că altcineva, în afară de Domnul Isus Hristos, poate interveni la Tatăl Ceresc în favoarea celor păcătoși. Numai Domnul Isus este Cel care are competența de a mijloci la Tatăl Ceresc pentru oameni și nici de cum mai Maica Domnului. Textele de mai sus ne dau o lumină clară asupra rostului Domnului Isus Hristos la dreapta Tatălui și anume ca să mijlocească pururea. A susține că Domnul Isus și-a încetat slujba de mijlocitor, că aruncă săgețile ciumei asupra locuitorilor pământului, că e nevoie de mama sa umană ca să îl îmblânzească. Este o mare hulă la adresa celui ce stă la dreapta Tatălui. Tocmai cu acest scop, mijlocire care va dura până când Dumnezeu va hotărâ ziua judecății din urmă. Și Domnul Isus va veni cu slavă și putere să judece vii și morții. Dacă Domnul Isus ar fi un conducător lumesc, cu apucături câteodată necontrolate, ar avea nevoie de un sfetnic, de cineva care să-l tempereze, să-l calmeze, să-l abată de la intențiile sale destructive asupra celor nesupuși. Dar Biblia este clară în acest domeniu. Lucrarea sa de mijlocire încă nu a luat sfârșit și nu are nevoie de cineva care să-l îmblânzească, cum se scrie în unele broșuri ce apar pe piață sub oblăduirea bisericilor tradiționale. Cu toate că Biblia nu învață și nu acceptă un cult al sfinților mijlocitori, totuși bisericile tradiționale au introdus și cultul sfinților și al moaștelor lor. Calendarele bisericilor tradiționale sunt pline de nume de sfinți. Fiecare zi are mai mulți sfinți înscriși acolo. Fiecare națiune își are sfinții ei mai sfinți, iar sfinții bisericii catolice sunt diferiți de cei ai bisericii ortodoxe dacă Biblia nu autorizează închinarea unei făpturi, oricât de sfânt ar fi fost, un bun creștin nu poate trece peste ceea ce învață Scriptura și nici nu are dreptul să adauge ceva la cele deja poruncite. Pe lângă aceasta să nu uităm, în cer sfinții primesc un alt nume, o parolă, un fel de parolă, așa că în in invocarea lor nu mai este posibilă Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni, decât acela care îl primește. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 17. De aceea este periculos a invoca sfinți, fiindcă îi dă posibilitate diavolului să-i înlocuiască, să le fure fosta identitate pe care ei nu mai au și să dea soluții contrare scripturilor. Bisericile tradiționale vorbesc despre comuniunea sfinților din toate timpurile, acelor morți și acelor celor vii. Acestor sfinți li se conferă diverse atribute, adică având puteri în anumite domenii în a ajuta sau pedepsi pe oameni. Mare necaz pe capul bieților creștini? Domnul Isus aruncă săgețile ciumei asupra lor, Sfinții se pot înfuria oricând și trimite grindina sau seceta peste ținuturile care nu le venerează moaștele sau icoanele, sau nu le respectă zilele, la care totuși există o scăpare. Scoaterea icoanelor sau moaștelor lor în procesiune, prin aceasta calmându-le furia. Biblia recunoaște meritul lor de a se fi jertfit pentru Evanghelie și pentru a-și păstra sfințenia. Biblia ne învață că sfinții sunt plini de credință și pildă de credință, modele de urmat pentru noi, dar nu le recunoaște niciun fel de atribute. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Evrei, capitolul 13, versetul 7 Biblia nu poruncește invocare, nu poruncește cinstire, nu poruncește atribuirea unei zile speciale pentru ei, ci poruncește urmarea felului lor de viețuire. Sfinții nu pot mijloci pentru cei rămași în urmă meritul acesta revenindu-i numai Domnului Isus. Iar El încă nu se răzbună pe locuitorii Pământului. Din Apocalipsa, capitolul 6, versetele 6 la 11, putem să ne convingem de aceasta. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjungheați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: Până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, Zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia dintre ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Iar atunci când cei din Corint încep să prefere pe unii apostoli sau evangeliști în detrimentul celorlalți, Pavel le zice, Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost botezați? 1 Corinteni 1 cu 13 Deci Pavel a fost revoltat de atitudinea celor din Corint de a fi de partea unuia sau altuia dintre lucrătorii din câmpul Evangheliei. E scris în Biblie, dar pentru cei ce nu vor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, el rămâne acoperit. Ludovic al IX-lea, întorcându-se din Siria cu destinația Franța, este surprins de o furtună pe mare. În corabie erau supraviețuitori ai celei de-a șaptea cruciade. Ludovic se crede pierdut, dar salvarea vine din partea soției sale care i-a promis Sfântului Nicolae o corabie de argint de cinci mărci și astfel au scăpat de înec, Sfântul Nicolae fiindu-le de ajutor. În Occidentul medieval, al supăra pe Satan, era sinonim cu a-i supăra pe sfinți. La Beri există o fântână a sfântului Move, cel rău, unde cei ce doreau moartea cuiva veneau să se roage, dar la o mică depărtare era instalată o biserică a sfântului Bon, Bun, la care se trecea după ce a terminat rugăciunea de la fântâna sfântului Move, Jean de la Lamo, frica în Occident. Mai bine de 40 de boli erau desemnate prin numele unor sfinți, după cum urmează. De foc și de ergotismul cangrenos se ocupa Sfântul Andrei. Epilepsia era boala Sfântului Ioan sau boala Sfânta Lu. Nebunia aparținea Sfântului Acarie sau lui Maturin. Ciuma îl avea patron pe Sebastian, iar Sfântul Fiac te păzea de hemoroizi. Grigore de Tur povestește că un om care l-a ponegrit pe Sfântul Marțian a asurzit și a murit nebun. Despre Sfântul Anton se spune că dă brânca la picioare. În una din cologvile sale, Erasmus din Rotterdam combate aceste credințe prin cuvintele Petru poate fereca poarta cerului, Pavel este înarmat cu o sabie, Bartolomeu are un satâr, Ghilemo o lance, Focul e la discreția lui Anton, chiar și Francisc de Assisi. De când a ajuns în ceruri, poate să-i orbească pe oamenii care nu-l cinstesc sau să le rătăcească mințile. Sfinții care nu sunt cinstiți cum se cuvine seamănă boli groaznice. Cu o jumătate de secol mai târziu, Henri Etienne se face economul lui Erasmus din Rotterdam, în apologetica lui Herodot prin cuvintele, oricare dintre sfinți poate lovi cu boala pe care tot el o poate vindeca. Este adevărat că unii sfinți sunt mai apucați și mai primejdioși ca alții. Printre aceștia, mai cu seamă, Sfântul Anton pârjolește totul în cale, la cea mai mică supărare pricinuită vreunuia dintre aleșii săi. Frica de lupi l-a creat pe Sfântul Lup, pe temeiul numelui său. În acest scop se muiau gloanțele în aghiazmă și se rostea tatăl nostru al lupilor, din care preotul tier ne transmite una din numeroasele variante. În numele tatălui și al fiului și al duhului sfânt, lupi și lupoaice, vă conjur în numele sfintei și prea sfintei, așa cum Maica Domnului a fost însărcinată, să nu răpiți și nici să nu rătăciți niciuna dintre dobitoacele din turma mea. Trăsnetele și intemperiile erau în seama Sfântului Donat, un martir roman, căruia i se rostea următoarea rugăciune. Îndurăte și pune o vorbă pentru mine pe lângă mântuitorul Isus, ca în marea lui milă să ne apere de nenorocirea cumplită a grindinei. Ținând cont de faptul că Sfântul Sebastian a fost martirizat prin străpungere cu săgeți, s-a ajuns la convingerea că el apără pe protejații săi de ciumă. De săgețile ei, cum este prezentată în iconografie. Într-o biserică din Porto, Portugalia, imaginea Sfântului Sebastian are o cheie agățată de o săgeată care îi străpunge inima. Această cheie a fost înmânată de sfatul municipiului în timpul unei epidemii de ciumă, în 1666, cu cuvintele Dumnezeu să vă ferească de întoarcerea ei. Cheia i-a fost dăruită Sfântului Sebastian. Să o și în continuare orașul. În timpul unei epidemii de ciumă, Carlo Borromeo, un călugăr, s-a remarcat prin ajutorul medical dat bolnavilor. De aceea, după moartea în 1575, a fost trecut în rândul sfinților, acelor mai importanți ocrotitori, cult încurajat de iezuiți și de papa. Dimitrie îl substituie pe Demeter. Sfântului Anton Postum îi se atribuie episoade de luptă împotriva tentațiilor păcătoase din timpul ascezei sale. Dar la o cercetare mai atentă a istoriei se constată că multe dintre ele au la origine și lupta lui Buddha împotriva acelorași tentații cărora și el li s-a opus cu aceeași putere. Imaginația populară îi îmbracă pe acești sfinți nu odată închipuiți cu o aureolă de împrumut unui țăran îi se fură boii. Face un pelerinaj la mormântul Sfântului Felix, drept care hoțul este prins. Lui Marcel, episcop de Paris în secolul al XV-lea, îi se face mare faimă de sfânt, care, dintr-o condiție modestă, este avansat la una ecleziastică, fiecare treaptă în urcare fiind marcată de câte o minune superioară precedentei. Ia în mână un fier înroșit, Episcopul său îl trimite să aducă apă din Sena ca să se spele, dar apa se preface în vin. Posibil ca urmat și o beție zdravănă. Apa sfințită cu ocazia unei liturghii dă miros de ulei sfințit, iar un monstru care teroriza populația din regiunea Parisului este alungat de marsă după ce l-a îmblânzit, purtându-l după dânsul ca pe un câine care îl urma. Jean de la aceasta este o adaptare la legendele păgâne, care și la unii creștini închipuie forțele întunericului biruite de sfinți și dacă lumea catolică îi are pe Sfântul Marse, în lumea ortodoxă Sfântul Gheorghe are acest atribut. În Italia era foarte mult cinstită Sfânta Filomela prin adorație excesivă, relicvele ei fiind păstrate în mai multe biserici, iar biografia vieții ei publicată în mai multe limbi. Dar când la ordinul Papei i s-a căutat originea, s-a dovedit că Filomela n-a existat niciodată. A inventat o starețul unei mănăstiri, care i-a construit un altar special și a lansat în rândul credincioșilor zvonul unor vindecări miraculoase a unor bolnavi, prin atingerea de moaștele ei, și aceasta pentru a mări veniturile mănăstirii. În ce privește pe Sfântul Nicolae, episcop de Listra, Licia, a fost un episcop modest, căruia papa i-a retras calitatea de sfânt, dar masa credincioșilor a rămas cu convingerea că totuși Nicolae nu este un sfânt oarecare, împodobindu-l în timp prin legendă cu diverse calități și puteri, atribuindu-i trupului său puteri vindecătoare. El este socotit printre altele și patronul pescarilor. Latinii, aviz de relicve, s-au gândit să pună mâna pe osemintele sale, dar nici venețienii nu s-au lăsat mai prejos. Au răspândit vestea că dețin osemintele unchiului sfântului Nicolae în concepția lor. Dacă unul din familie era sfânt, în mod automat, întreaga familie putea fi numărată în rândul sfinților. Jean de la Mă, frica în Occident în ce privește mormântul Sfântului Apostol Ioan, există două versiuni. În Efes s-a găsit fundația unei biserici vechi, și se susține că acolo ar fi ascuns trupul lui Ioan, conform Eusebiu din Cezarea. Dar și Smirna susține că posedă mormântul lui Ioan, problema nefiind încă elucidată. La Efes există o peșteră numită Acelor Șapte Frați Adormiți. Conform unei legende, prigonitorii romani au închis șapte frați în această peșteră dar după 200 de ani tinerii mucenici au ieșit din peșteră, au proslăvit pe Hristos în fața efesenilor uimiți și în aceeași seară s-au urcat la cer ca sfinți. Când Efesul a trecut la turci, cei șapte frați au trecut în folclorul turcesc, spre deosebire că li s-a adăugat și un câine numit Catmir, care are drept răsplată pentru credincioșia sa, a ajuns în rai împreună cu cei șapte frați. Cei șapte frați au ajuns patronii navigatorilor, având și calitatea de a feri casele de incendii, gloria lor răspândindu-se pe întregul teritoriu al Orientului apropiat. La Tars se crede că cei șapte frați adormiți pot vindeca sterilitatea femeilor, ajungând obiect de venerație atât pentru creștini cât și pentru musulmani. Acum să ne întoarcem puțin la poporul român. Biserica Ortodoxă publică diferite acatistiere mai mari sau mai mici, care au drept scop proslăvirea, venerarea și implorarea Dumnezeirii, a Maicii Domnului și a Sfinților. Dacă luăm partea matematică a problemei, socotind numărul de pagini închinate diferitelor persoane, facem o constatare. Sfintei Trăim și Domnului Isus le sunt afectate peste 20 de pagini. Maicii Domnului, adică Acatistul Maicii Domnului, Acoperământului Maicii Domnului, Paraclisului Maicii Domnului și Brâului Maicii Domnului, îi sunt afectate peste 100 de pagini. Restul Sfinților având între 7 și 18 pagini. Care este spiritul Acatistierului? Maica Domnului e numită împărăteasă, doamnă, stăpână, mijlocitoare, scara a cerului, stil de susținere și câte alte epitete care îi se cuvin exclusiv lui Dumnezeu. Mai ca Domnului fiind ridicată la rang de divinitate fără niciun merit. Cartea Viața Maicii Domnului, autor Protos Nicodim Mândița, se încheie cu următoarea invocație adresată Maicii Domnului. Împărăteasa mea cea bună, speranța mea născătoarea de Dumnezeu, primitoarea săracilor și apărătoarea străinilor, bucuria scârbiților și acoperirea necăjiților, vezim nevoia, vezim scârba, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu, tu îl știi, că n-am ajutor afară de tine, o, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Din rugăciunea de mai sus înțelegem că nu mai există în univers nicio altă mărime care să cunoască nevoile credincioșilor și să le ajute cât cunoaște și poate ajuta Maica Domnului. În alte broșuri, Maica Domnului pozează în cea mai activă evanghelistă. Propovăduiește împreună cu Ioan Evanghelia în muntele Peonului, îi cumpără haine episcopești lui Lazar, care, nu știm prin ce împrejurare, a ajuns episcop în Creta pe o perioadă de 30 de ani, cu toate că hainele preoțești au fost introduse abia după anul 300. Iar Atosul este grădina Maicii Domnului, cu toate că prima mănăstire de acolo a fost construită din bani jefuiți din insula Creta de către generalul Nikephor Focas în secolul al IX-lea. În cartea din minunile cele mai pesus de fire ale Sfintei Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioară Maria, sunt prezentate 69 de minuni puse pe seama Maicii Domnului, în care ea îi vindecă pe bolnavi, izbăvește monahii de patima beției și a curviei, împacă frații învrășbiți, pedepsește necredincioși și iartă soldați căiți pe patul morții pentru toate păcatele făcute de ei. Dar cea mai mare minune este salvarea unui copil de evrei care, drept pedeapsă că s-a botezat, a fost aruncat de părinții săi într-un cuptor, din care a scăpat și el nevătămat, asemenea lui Shadrach, Meșac și Abednego. În raport cu cele de mai sus, am putea crede că Maica Domnului a fost cea mai mare evanghelistă a Noului Testament și cea mai vitregită, ignorată de scriitorii Noului Testament. Cu ocazia vizitei pe care a făcut-o în România, Papa Ioan Paul al II-lea a decretat România drept Grădina Maicii Domnului. Dar ce minunat ar fi dacă România ar fi Grădina lui Dumnezeu! Iar poporul român s-ar întâlni cu Dumnezeu, așa cum este prezentat în Sfânta Scriptură, începând cu răcoarea dimineții, asemenea întâlnirii lui Dumnezeu cu Adam în Eden. Unul dintre scriitorii creștini ortodoxi și care este realist în ceea ce scrie este Emanuel Copăceanu, care în cartea Fiului Dumnezeu, lucrare prefațată de Nicolae, mitropolitul Banatului, în legătură cu poziția în cer a celei care a fost Maica Domnului, zice Nu sunt de acord cu cei care, dintr-un sentiment exagerat de venerație, au socotit că ea, Maica Domnului, a fost ridicată la cer și stă de-a dreapta fiului, oricât de frumoasă ar fi această icoană maternă sau filială. Și aceasta pentru că nu putem crede că ea, Maria, s-ar găsi în scaunul acelei lumini care se cuvin numai tronului dumnezeiesc, ci într-un spațiu inferior, dar superior oricărei regiuni create. Și așa cum o stea se deosebește de altă stea în mărime și strălucire, Asemenea și Sfinții și Fecioara Maria și Dumnezeu se deosebesc în mărime și putere, în cinstire și orânduire. Ceilalți Sfinți, la rândul lor, sunt invocați în a mijloci și a ajuta. Dar printre atâția Sfinți sunt și câțiva de factură legendară. În primul exemplu îi avem pe prezumtivii părinții ai Maicii Domnului Ioachim și Ana. Nicăieri nu scrie în Biblie că părinții ei ar fi avut aceste nume, Urmează Veronica, care este de factură legendară, apoi Ioan cel Nou de la Suceava, despre care profesor dr. Ștefan Gorovei, de la Facultatea de Istorie AD Xenopol din Iași, în două articole publicate în două numere ale magazinului istoric, numărul 8 și 9, pe 1944, demolează această legendă. Pe lângă aceasta sunt închinate imnuri acatist și rugi către arhanghelii Mihail și Gavril, la care Biblia spune că ei nu primesc închinare, după cum am pomenit mai sus. Așa că, închinând imn acatist acestor arhangeli, este încălcat cuvântul lui Dumnezeu. Apoi există un imn acatist închinat împăraților Constantin și Elena, împăratul Constantin făcându-se vinovat de ucideri chiar în familia sa, fiind botezat la bătrânețe de un preot al lui Arie meritul său de bază fiind emiterea edictului de toleranță pentru creștini. Pentru a vedea unde duce lipsa de cunoaștere a Bibliei și a spiritului ei, redau prescurtat spicuiri din ziarul Meridianul Românesc din 3 iunie 2000, ziar care se publică în Statele Unite ale Americii și care îi ține la curent pe românii din America, cu toate problemele cu care se confruntă țara noastră. Astfel, în pagina A8 a opta apare un articol semnat de Doru Colgiu, care face următoarea relatare. Pe scoarța unui copac aflat în curtea bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din cartierul Bucureștean Pantelimon, credincioșii au descoperit o serie de noduri a căror imagine au asociat-o cu cea a Fecioarei Maria cu pruncul în brațe. Cineva la o privire a emis părerea că două crenci tăiate, una mai groasă și alta mai subțire, ar sugera ideea de două fețe apropiate, care ar semăna cu o față de mamă și una de copil. Imediat s-a dus zvonul descoperirii. Oamenii au dat navala pentru a vedea minunea, socotind copacul sfânt. Mulți dintre cei veniți ar vrea să aibă o așche din scoarța copacului respectiv. Imediat s-au adunat cerșetorii, vânzătorii de iconițe, cruciulițe și lumânări, din care într-o singură zi s-au vândut 3600 de bucăți. Dacă după ultima ploaie trunchiul a rămas umed, s-a emis în credințarea că Maica Domnului plânge. Pe lângă aceasta, lângă copac a apărut o baltă, pe care oamenii au luat-o drept un izvor al tămăduirii și cu toată intervenția celor de la regia de apă, care i-au avertizat că apa provine de la o conductă spartă, după spusele îngrijitorului bisericii, lumea parcă a înnebunit și nu vrea să accepte ideea că apa ar putea fi infestată cu cine știe ce microbi, fiind un pericol pentru sănătatea lor. Nota autorului. Iată unde ajunge un creștinism debusolat, căruia i s-a ascuns adevărul biblic și învățătura sa curată și prin aceasta cunoaștem încă o dată că cuvintele Domnului Isus se confirmă și astăzi când zice Vai de voi, învățătorii legii, pentru că voi ați spus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-ați împiedicat să intre. Luca 11 cu 52. Iar într-o altă împrejurare zice, despre cei care și-au luat răspunderea păstoririi poporului, lăsați-i! Sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Matei 15 cu versetul 14. Fiind legat tot de cultul sfinților, voi continua prescurtat cu cultul moaștelor și caracterul sărbătorilor închinate sfinților. Tema aceasta va face obiectul altui material. În lumea catolică și ortodoxă există un cult al moaștelor unor persoane mai mult sau mai puțin sfinte. De exemplu, la Iași există moaștele Sfintei Parascheva, care are grijă să fie ocrotită Moldova. Bucureștiul este ocrotit de Dimitrie, izvorătorul de mir, iar Suceava este ocrotită de Ioan cel Nou, la care reamintesc o frază a profesorului Ștefan Gorovei, care zice: Cu excepția faptului că Alexandru cel Bun a adus moaștele la Suceava, în rest totul este fals. Cultul moaștelor are la bază spiritul de sacrificiu de care s-au învrednicit unii creștini prin suferințele îndurate în cadrul persecuțiilor anticreștine. Aceasta a făcut să se ajungă la convingerea că martirii, prin vrednicia lor, în ceruri pot avea un cuvânt de spus în sprijinul unor pământeni. Și vom vedea în continuare că această încredințare are sursă păgână. Cum s-a ajuns aici? Perioada marilor prigoniri, stopate de edictul împăratului Constantin cel Mare, a fost și perioada care a dat un inestimabil număr de martiri. Creștinii adunau trupurile lor sau ce mai rămânea din ele și le îngropau cu cinste. Policarp, martirul, 28. Apoi s-a introdus săvârșirea unor acte de cult la mormintele lor, la ziua martiriului lor, numind-o ziua lor de naștere, Dies Natalis. De aici, episcopii se desparte în încredințare. Unii susțineau cinstirea lor, iar alții o considerau ca o întoarcere la cultul păgân al morților. Apoi se răspândește zvonul că cu tare sfânt, respectiv moaștele sale, au puteri vindecătoare, iar lumea aleargă la acele moaște pentru ajutor și vindecare. Aici se împlinesc cuvintele Domnului Isus când zice Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula cristoși mincinoși și proroci mincinoși, care vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Matei 24, 23 și 24 În momentul de față, atât în lumea ortodoxă, cât și în cea catolică din Europa, se răspândesc zvonuri despre icoane sau moaște făcătoare de minuni, unele mai eficiente decât altele. Mai ca Domnului se arată pe diferite dealuri și lumea aleargă la locurile respective pentru a primi ajutor. Aceasta fiind o împlinire a cuvintelor mântuitorului despre marea derută în care a dus diavolul lumea. Dar atunci, ca și acum, Domnul zice, veniți la mine și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan, capitolul 14, versetul 6. Așa că orice mijlocitoare sau mijlocitor ce se interpune între credincios și Domnul Isus Hristos ca singur mijlocitor este deprisos. O dispută se ivește între Ambrozie și împărăteasa Iustina, care cerea ca o bazilică nou construită să fie dată arienilor, care nu acceptau cultul moaștelor. Dar pentru a îndepărta pe aceștia, Ambrozie recurge la un truc pretinde că a descoperit moaștele sfinților Gherasie și Protasie, înmormântându-le de urgență în altar drept care arienii dezgustați renunță la locaș. Cultul moștelor se dezvoltă mai ales în mediile ascetice între călugări. Pentru Paulinus de Nola, Sfântul Felix este considerat patronus et amicus, iar ziua morții lui devine ziua sa de naștere. Iar pentru popor, prezența unor moaște, speranța unor noi miracole sau vindecări, izgoniri de demoni, scut împotriva vrăjmașilor, etc. Dar lucrul cel mai de dorit al unui creștin era ca mormântul său să fie așezat cât mai aproape de mormântul unui sfânt, pentru a avea prioritate la protecție în ziua învierii. În unele biserici sub martiria s-au găsit nenumărate morminte înghesuite unele peste altele, ceea ce a dus la rivalități ecleziastice în a susține că relicvele deținute de biserica lor au o mai mare putere decât cele din biserica învecinată. În părțile Germaniei, unde moaștele erau mai rare, se apela la Roma pentru obținerea aniscaiva relicve la care Roma se achita prompt cu relicve nu odată false. La începutul creștinismului și chiar mai târziu încă, unii clerici se opuneau în mormântării moașterilor în biserici. În Florența, un cleric trimite o cerere papei prin care cere autorizație de îngropare pentru doi mucenici, la care papa răspunde, puneți la intrare, dar nu în altă parte. În secolul al XV-lea, episcopul Narcis, de origine catalană, zice celor din Florența, Biserica Domnului, fiind un locaș neprihănit, nu trebuie întinat cu cadavre. Lucas Dubreto În multe cazuri, evreii erau învinuiți de omoruri rituale, presupusele lor victime fiind apoi sanctificate, la care dau un exemplu. Bernardo de Festre, în 1475, predicând la Trento, Paremiile, postul mare de 40 de zile dinainte de Paști, oraș până atunci deschis israeliților, latră, e chiar expresia lui împotriva evreilor, și vestește că un eveniment extraordinar se va produce înainte de Paști, punându-i în gardă pe auditori de omorurile rituale pe care le-ar putea să vârși evreii, atrăgând atenția că copiii pot fi în pericol. Ori, în Marțea Sfântă, un copil de doi ani și patru luni, numit Simon, dispare, apoi este găsit înecat. Toți evreii din oraș sunt arestați. Nouă dintre ei, supuși torturilor, recunosc vina și sunt executați, iar ceilalți expulzați. Papa Sixtus al IV-lea, 1471-1484, printr-o enciclică, declară că acuzația a fost lipsită de temei, nefiind de acord cu venerarea micuțului Simon din Trento, însă curentul popular pus în mișcare și încadrat de călugări ceșetori este prea puternic. Toată Italia se cutremură. Predici și imagini răspândesc întâmplarea micuțului Simon. Drept care, în anul 1582, Simon este beatificat. Jean de la Mo, frica în Occident. În felul acesta, Simon se adaugă în calendarul catolic încă un sfânt, ca mulți alții, inventați pentru a rotunji veniturile bisericilor. Așadar, este cultul moaștelor de origine creștină? Biblia interzice cu desăvârșire acest lucru care are origine păgână. Acest cult a apărut la o distanță apreciabilă de viacul apostolic, asemenea păgânilor care își puneau orașele sub protecția moaștelor unor eroi socotiți semizei. Pe vremea Domnului Isus, cărturarii și fariseii, pentru a se erija în patrioți și păstrători autentici ai memoriei înaintașilor lor, au instituit un cult al păstrării și împodobirii mormintelor acestor oameni sfinți. La prima vedere s-ar părea că e ceva normal să te îngrijești de păstrarea memoriei înaintașilor, care s-au învrednicit în mod deosebit de a-l sluji pe Dumnezeu. Dar Domnul Isus nu-i laudă pentru aceasta, ci din potrivă le zice, Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor și împodobiți gropile celor neprihăniți. Matei 23 cu 29. Deci, dacă atunci Domnul Isus nu a lăudat asemenea acțiuni, sigur că nici acum nu le încurajează. Ce zice Biblia despre moartea lui Moise? Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Deuteronom 34 cu 6. O relatare a acestui episod cu date noi îl prezintă Iuda în versetul 9, în care relatează despre cearta dintre arhanghelul Mihail și diavol pentru trupul lui Moise, la care este necesar un mic comentariu. Dacă Dumnezeu ar fi lăsat trupul lui Moise la dispoziția evreilor, desigur că în timp ei ar fi făcut din trupul lui un idol, moaște ocrotitoare, ceea ce Dumnezeu a căutat să evite în schimb, diavolul avea nevoie de aceasta, lucru și de aceea s-a certat cu arhanghelul Mihail. El voia ca israeliții să posede aceste moaște pentru a le face obiect de venerație. Într-o împrejurare, poporul Israel a cârtit. Dumnezeu le-a trimis șerpi înfocați. Poporul se recunoaște vinovat, iar Dumnezeu îi spune lui Moise, Făți un șarpe înfocat și spânzură-l pe o prăjină, Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Numeri 21 cu 9. Timpul a trecut, șarpele a fost păstrat, iar evrei au făcut din el un obiect de adorație, tot așa cum în zilele noastre oamenii se închină unor obiecte socotite sfinte. Unii creștini au ajuns a da adorație excesivă semnului crucii, cu motivația că Domnul Isus a fost răstignit pe o cruce. Dar Moise nu a zis că cineva privi la prăjină va fi vindecat, ci cel ce va privi la șarpele care era spânzurat pe prăjină va fi vindecat. Aceasta fiind o prefigurare a Domnului Isus, care urma să fie răstignit pentru vindecarea lumii de păcate. Deci, urmarea faptului că evreii au început prin a adora șarpele a făcut ca împăratul Ezechia să fie nevoit al distruge. Doi împărați 18 cu 4. Evrei, potrivit legii lui Moise, nu acordau trupului celui mort o atenție deosebită și nu credeau că după moarte un decedat ar putea face un bine sau un rău cuiva. Într-o împrejurare, un om este dus la groapă. La un moment dat, o ceată de moabiți, puși pe jaf, au ieșit în fața cortegiului, drept care mortul a fost aruncat în mormântul lui Elisei. Iar aici s-a petrecut o minune: mortul a înviat. A fost mortul mort? A fost moarte clinică? Fiindcă evreii își înmormântează morții în cel mai scurt timp? Nu putem preciza. Încurajează Biblia un cult al unor oseminte cu puteri miraculoase? Cert este că evreii nu au dat cinstire deosebită osemintelor lui Elisei și nu au alergat la mormântul lui pentru învieri sau vindecări ulterioare, fiindcă Biblia n-a poruncit-o. Într-o împrejurare, israeliții sunt bătuți de filisteni, la care bătrânii lui Israel au zis, Haidem să luăm de la Șilo, chivotul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. 1 Samuel 4:3. Care a fost rezultatul? Cu tot chivotul legii care era pe câmpul de război, israeliții au fost biruiți. Iar chivotul a ajuns în mâna filistenilor, ceea ce dovedește că icoanele sau moaștele, purtate în procesiuni, după obiceiul zilelor noastre, pentru a apăra colectivitățile de urgii, nu este de factură biblică și ele nu pot apăra colectivitățile de nenorociri. Ascultarea de Dumnezeu fiind condiția de bază. De aceea, pe bună dreptate, zice David, Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 121, versetele 1 și 2. Tot legat de venerarea sfinților, este și cea a sărbătorilor instituite în cinstea lor. Dumnezeu, în marea sa bunătate, s-a gândit și la odihna omului, cu toate că, urmarea neascultării, el trebuie să-și câștige pâinea cu sudoare. De aceea voi reda sumar caracterul sărbătorilor poruncite de Dumnezeu, acest subiect făcând obiectul altei broșuri, și vom continua cu felul în care păgânii au instituit sărbători și apoi spiritul și originea sărbătorilor instituite de creștini. Să începem cu sărbătorile poruncite de Dumnezeu, la care facem următoarea precizare. Aceste sărbători au caracter dublu comemorativ și umanitar. În ce constă caracterul lor comemorativ? Dumnezeu a lucrat în poporul său în chip deosebit, cu semne și minuni mari. Și toate aceste evenimente trebuiau amintite la timpul respectiv. Părinților revenindu-le datoria de a povesti copiilor și copiilor copiilor lor despre ce a făcut Dumnezeu pentru poporul său. Apoi a instituit sărbători care marcau anumite perioade din an, cum ar fi Anul Nou. A doua calitate a sărbătorilor instituite de Dumnezeu se remarcă prin caracterul lor umanitar și anume. În timpul sărbătorii, odihna era totală. Nu vei lucra nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Exod 20,10 La șapte ani, în anul sabatic, pământul trebuia să se odihnească. Iar un evreu nu putea fi ținut rob mai mult de șase ani, în al șaptelea urmând eliberarea sa, iar în anul de veselie al cincizecelea, pământurile vândute se întorceau la vechii proprietari, robii erau eliberați, iar datoriile iertate. Și încă o paranteză cu toate că Biblia ne prezintă o pleiadă de sfinți cu totul deosebiți, de care lumea nu era vrednică și despre care vorbește Sfântul Pavel în Epistola către Evrei, la capitolul 11, totuși Dumnezeu n-a poruncit sau îngăduit ca acești oameni să fie venerați sau să li se închine o zi, la care voi lua un exemplu. Ilie a fost un mare proroc ridicat de la cer într-un car de foc, dar evrei. Nu i-au dedicat o zi, cu toată originea sa evrească, pe când creștinii au făcut-o. Pe lângă sărbătorile poruncite direct de Dumnezeu prin Moise și despre care am notat că aveau caracter comemorativ și umanitar, mai târziu, evreii au mai instituit două sărbători, și anume sărbătoarea Purim, instituită cu ocazia salvării minunate a poporului Israel de furia lui Haman, și Hanuca, sau sărbătoarea luminilor, instituită cu ocazia rededicării templului, după biruința asupra lui Antioch Epifanes, sărbătoare care se serbează în decembrie. Dacă era în mentalitatea creștină de acum, aceste sărbători ar fi fost închinate prima Sfinților Mardoheu și Estera, iar Hanuca ar fi fost închinată Sfinților Matatia și acelor cinci fiai săi, dar în virtutea legii lui Moise n-au făcut așa ceva. În ce privește mulțimea sărbătorilor sărbate de creștinii din vremea noastră, fiindcă aceasta face obiectul altei broșuri, fac precizarea că toate sărbătorile la care țin creștinii atât de mult sunt stabilite în zile păgâne. Adică, zeul păgân a fost înlocuit cu un sfânt creștin, dar a rămas obiceiul păgân legat de ziua respectivă, punându-se pe seama sfântului atributele zeului înlocuit la care voi da cuvânt poetului român George Coșbuc, care în cartea Elementele literaturii poporale zice Numai paștele cu sărbătorile atârnând de paște sunt stabilite de biserica creștină, fără a avea înrăurire păgână în stabilirea lor. În rest, toate sărbătorile închinate sfinților sunt stabilite de creștini prin înlocuirea unor zeități păgâne. Care a fost ordinea? Prefigurarea venirii căldurii s-a concretizat prin sărbătoarea celor 40 de Sfinți, 9 martie, în care se fac focuri. Zeii omorători de balauri ai frigului, ai iernii, au fost înlocuiți cu Sfântul Gheorghe, 23 aprilie. Fondatorii Romei, Romulus și Remus, au fost înlocuiți prin Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, 29 iunie. Donar Zeul Tunetelor a fost înlocuit la 20 iulie cu Prorocul Ilie. Diana, Artemis sau adormirea fecioarei Dacice au fost înlocuite prin adormirea fecioarei Maria, 15 august. Zeii recoltelor au fost înlocuiți cu sfântul Dumitru, 26 octombrie. Trecerea la sezonul de iarnă a fost marcat prin ziua sfântului Apostol Andrei, care înseamnă cap de iarnă sau început de iarnă, 30 noiembrie iar ziua soarelui celui neînvins a fost înlocuită prin nașterea Domnului, sufocată la rândul ei de bătrânii Moș Crăciun, Sfântul Nicolae sau Santa Claus, pe 25 decembrie. Am spus că a fost înlocuit zeul cu un sfânt, dar au rămas obiceiurile păgâne, ca de exemplu capra, ursul sau măștile de la serbarea nașterii Domnului, sau vrăjile care se fac în noaptea Sfântului Andrei de către fete pentru a-și afla ursitul, precum și vopsirea ouălelor de paști. Lucruri ce pot fi cunoscute de la radio, televiziune sau presa din România în zilele de sărbători, când sunt redate toate aceste date. Concluzia. În primul rând, Dumnezeu nu a poruncit venerarea sfinților, ci doar urmarea felului lor de viețuire. În al doilea rând, cu toată pleiada de sfinți ai vechiului legământ care și-au păstrat vrednicia, evreii, din care a făcut parte Domnul Isus și sfinții săi apostoli, nu au închinat zile sfinților, nici lui Enoch, nici lui Moise sau Daniel, și nici lui Ilie. În al treilea rând, sfinții apostoli nu au încurajat venerarea unor oameni și au refuzat închinarea lor. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 25 și 26 Același lucru îl fac Barnaba și Pavel când la listra preotului Jupiter a adus tauri și cununi pentru a le aduce jerfă. De aceea apostolii sunt nevoiți să-și rupă hainele și să declare, De ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi!" Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetele 14 și 15. Comparativ cu ce au propovăduit și practicat apostolii Domnului, mărimile de astăzi se complac a li se săruta mâna, a li se săruta poala hainelor preoțești și a fi numiți sanctități sau înalt preasfinți, ceea ce îi descalifică ca slujitori ai Domnului cum se pretind. Matei 23, 5 la 13 și 29. În al patrulea rând, îngerii fiind și ei făpturi dumnezeiești ca și omul, dar trăind în altă dimensiune, nu primesc nici ei închinare. Apocalipsa 22, 8 și 9 și Daniel 8, 18. În ultimul rând, a alege diferiți sfinți ca patroni personali în speranța că un sfânt e mai sfânt decât altul și poate fi mai eficient în a ajuta și a te pune sub ocrotirea sa, este o întoarcere la păgânismul venerării unor zei cu competențe teritoriale sau funcționale, și despre care se credea că pot ajuta în diferite domenii. Ați urmărit lectura broșurii Originea cultului Maicii Domnului și a Sfinților, autor Aurelian Ștefan Chibici. Din cartea creștinismul și scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri, următoarele capitole: Cultul Sfinților, Originea Sărbătorilor Românești, Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, Cultul Moaștelor și al Morților, Cultul Crucii, Românii și creștinismul, Preoția, Monahismul biserica și mântuirea, botezul și cina Domnului. Telefon 1 253 859 9675